În spital, când merg printre copii, ei îmi dau lecția cea mai de preț. Într-una dintre nopțile de înviere, un puști pe care îl chema Ștefan, îmi spune, după ce am fost câteva săptămâni la rând și l-am împărtășit, mi-a spus, părinte, zice, eu noaptea asta mor. Ce ai, vă zic copile? Ce mor în noaptea asta ca să înviu de dimineață cu Hristos. Și i-am lăsat să se împărtășească, s-a uitat la televizor, că am fost în transmisiune directă de la Sibiu, a stat până s-a terminat emisiunea, I-a zis, mai si te rog frumos să-mi dai împărtășania că a înviat Hristos. Și-a luat, l-a împărtășit, așa, și a murit. El a avut dreptate, dar dreptatea lui era așa de luminoasă, pentru el moartea era o, sora mai mare care îl însoțea către Hristos, fratele mai mare. Pentru ceilalți e greu, dar pentru el niciodată.